Hai, salut, prieteni! Ce faceți? Sunteți bine? Mă gândesc că da, și eu sunt bine. Merg până unde merg? Până unde mă duce drumul, să vedem. Ce vreau să spun este că ați văzut, există meseriași. Mă bucur pentru Leo că i-a găsit foarte repede și au venit o echipă de 5 sau 7 în care vor termina într-o săptămână, două lucrarea, deși putea să lase lucrarea pentru la primăvară, dar na, nu au mai avut răbdare. Nu-mi place că au făcut izolarea în interior, puteau să facă pe exterior, era cel mai ok. Asta e, făcea izolarea pe exterior la toată casa, asta era important, după aceea în interior doar cu gret și faianță și atâta. Faianță și coxan. Am zis că nu vrea să pună faianța, doar în baie pune faianță. În bucătărie am zis că nu mai vrea să pună faianță, de-aia am zis că o să dea cu coxan. Deci lucrarea pare bună, par meseriași care au scule la ei, nu comentează, nu stau la băută, nu stau la vorbă, nu stăteau alții, înțelegeți? Oamenii au venit să facă treaba, să termine și să plece, să încaseze și aia e. Înțelegeți? Am înțeles că pe Leo costă 3000 de euro. Pisi, ce face acolo Pisi? 3000 de euro. Nu știu ce are de făcut acolo, mă gândesc 3000 de euro cu tot cu bucătărie sau nu știu. Așa, dacă de când la el acolo, nu mi se pare... Nu mi se pare puțin, mi se pare cam mult. Nu știu ce, doar camera aia la el acolo și baia, 3000 de euro? Nu știu, cred că e prea mult. Dar în fine, acum ei știu cum au negociat. Câteva comentarii și unde mi-ați lăsat voi în legătură cu Mandolina, că n-ar fi casa pe numele ei, că nu e fraieră, nu știu ce. Bă, dar e posibil să fie casa pe numele ei și să fi făcut un act de la, cum se zice, prenupțial, nu? Făcut un act de la la notar. Că n-are niciun drept, nu știu ce, chestii de-astea de genul, nu? Așa că eu cred că era frică și să o lase la Fisa casa, nu? Pentru că Fisa ar trebui să o dea afară. Dacă e casa pe numele la fică, în locul ei o dădeam afară. Ieși, dar ce mi-ai făcut tu mie? Păi cum adică? Tu te măriți cu bărbatul cu care am fost eu? Așa trebuia să facă fica. Dacă fica e ca mama, n-ai ce să-i faci. Așa am învățat-o măsa. Asta e. Hai ce să faci. Poate pe prăduit. Așa sunt femeile, nu toate, dar majoritatea, nu știu. Eu încă n-am găsit femeia care să nu fie pe interes. Dacă există undeva, vă rog frumos să mă apelați sau să mă apelezi. Eu sunt aici. Să nu fie așa, să vrei, stai cu mine doar ca să-ți dau, nu mi se pare normal. Înseamnă că tu ții la portofelul meu și nu ții la mine, la persoana mea, să zic așa. Este cazul meu, este cazul nașului meu. Deci acolo nu există iubire niciodată. Există bătaie de joc din partea ei, dar dacă Leo acceptă, ce putem noi să facem? Că spunea cineva că să-l iau eu acasă la mine, dar și cu mandolină. Păi cum să iau eu așa ceva? Pe Leo îl iau oricând, la orice oră, poate să vină la mine oricând. Leo are camera lui, dar pe mandolină niciodată, nici să nu o văd. N-am nevoie de așa ceva, cum să... Doamne ferește!
Niciodată așa ceva. Hai, bam, bam. Uite, vulcanizare aici. Aia de acolo nu mai funcționează. Barajul Rovinari, stațiul de tramvai. Aici sunt pe 1 decembrie, în partea cealaltă. Spre Morarilor, ca să zic așa. Multigrupul Industrial Titan S.A. de pe timpul Luceascu. Uite ce clătite. Dealer de clătite, interzis de bun. Băi, lasă-mă. Să vin să-mi iau și eu două clătite. Că mai bine fac eu clătite, nu? Ies mai bine la preț. Și le fac mult mai bune. Aha. Păi de ce nu? Aici, trotuar. Nu deocamdată. Urmează. Vreau să mă duc până aici, până la o... cum să zic, la... am un reprezentant la... pentru mașina mea. Să văd dacă îmi găsesc niște chestii. A, uite, la lopată, super bun. Lucrează aici la blocuri, fac blocuri noi. Uite ce se face cu colantare mașini. Interesant. Da, spun eu că nu se merită. Folii magnetice. Zona asta, 1 decembrie. Ce e aici? Vezi? 1 decembrie, Basarabiei. O face blocul, cine știe. Ia să-mi dacă pot să iau pe aici, pe scurtătură, dacă e noroi, nu mai am. Deci nu merge. Ha? Așa o tăiam pe scurtătură. Hai, lasă scurtătura, că decât să mă numolesc, mai bine așa. Așa prin benzinerie aia merge? Nu prea merge. Trebuie să ocolești și benzineria. Dau de o spălătorie acum. Uite că pot să iau pe aici.
de contractul prenupțial. Haideți să vă citesc ca să știți și voi. Contractul prenupțial sau după denumirea legală, convenție matrimonială reprezintă un contract încheiat între cei doi soți, prin care stabilesc un regim matrimonial în care bunurile sunt împărțite clar între cei doi. În cazul unui divorț, cei doi pot alege unul dintre cele trei tipuri de regimuri. Regimul comunității legale, regimul separației de bunuri și regimul comunității contravenționale. Așa că asta e pregătită în cazul unui divorț, dar știți care e treaba? La ei nu este vorba de divorț. Ei nici nu sunt căsătoriți. E vrăjeala asta. Eu zic că e vrăjeală. N-am văzut nimic niciodată. Sau dacă au fost căsătoriți, sunt divorțați de mult. Înțelegeți? Nebunul aici pe șoseaua Vergului. Ia uitați și ce e împrejmuit aici. Ce se fac aici? Ia uitați. Uita mai locul. Mamă, cine a furat aici? E șmecher. Vedeți? Hoții. Hoții din România. Ia uitați, au închis aici. Să nu mai e treabă. Vedeți? Statul român ce face cu românii? Ne fură ăștia. Da, e bine să face evaziune fiscală. De ce să le bagi lor bani pentru vacanțe, etică? Ia uitați. În zona Pantelimon, uite, șoseaua Vergului. În dreapta e Cora pe undeva, mai în față. Vedeți? Nu știu de când au împrejmuit aici, cred că sunt ani. N-am mai fost în zona asta de mult, n-am mai fost. Circulă și ostogoiul pe aici. Ia uitați, băi, frate. Mamă, ăștia fac un mall aici, cine știe ce fac ăștia aici. Vedeți? Nici nu știu ce era înainte aici. Era vreo fabrică, ceva, habar n-am. Ia uitați și de aici. Ia uitați. Furat de hoți. Uite, au și porții aici. Parcarea interzisă, da? Reclamă la contul meu de TikTok, Cristi Marin 2020. Vedeți? Cristi Marin 2020. Acesta este contul meu de TikTok și contul de Facebook. Imediat acesta. Cristi Marin. Și Instagram. Cristi Marin 2020, la fel ca TikTok, sau dacă nu găsiți Cristi Marin 2020, Cristi Marin 077. Aici nu am TikTok, la Instagram. Deci am și Instagram. Hai, bam, bam.